înăuntru nu mai e nimeni. Am căutat peste tot. Ce are? E drogat. E drogat, șeful. Mai are un pic și intră în comă. Drogat? Cum? Proteză. Ce? Proteză. Ce zici, bolane? Cum poți, mă, să susții așa ceva? Bă, Marcule, mai ai scăpat total din mână? Bă, Marcule, m-au acționat suspendați, mă, suspendați, mă! Deci, Marcule, trebuie să iei de afară. Legea. Eu zic să te oprești aici, Trăznă. Suntem oameni mari, da? Gata cu prostiile. Uite raportul care spune foarte clar că Balan a fost drogat. Și Lazar zice aceeași chestie. Plus că drogul folosit se elimină din organism abia după câteva ore. Ce mai vrei? Ce mai vrei, mă? Dacă nu-i suspendam până acum, vinovații erau reținuți. Nu, vinovații vor fi prinși, Marcule. Dar prin metode legale. Băi, Trăzne, băieții reușiseră să infiltreze și nimeni nu s-a prins că sunt polițiști. Te rog să mă lași să rezolv eu cazul ăsta, da? Ei sunt singura noastră speranță, băieții. Mă, dar ți-asum tu chestia asta, mă? Da, mi-asum. Eu nu! E, asta e deosebirea, bă, între noi, că eu mi-asum. Auzi? Știi că Răzvan Dragomir a depus plângere penală împotriva lor? Mi se rupe, nu? Da. Nu, drag. Băieții te-au greșit. Deci, băieții tăi trebuie să plătească. Odată. Cine v-a permis vă să intrați? Eu. Ziua, băieții. Eu le-am permis, Trăsne. Am o veste bună pentru tine. Băieții pot fi repuși în drepturi. Cum adică? Neașteptat. Răzvan Dragomir și-a retras plângere. Eram sigur că băieții sunt nevinovați. Bună ziua. Da. Cum? Erau drogați. Era... Îl omor. Îl... Cum am înțeles? Extraordinar. De-aia mai pus să-mi retrag plângerea. Ești mare, nașule. Îl sun imediat. Gino! Ce faci, mă, băiatule? Mă simt norocos, Gino. Mhm. Hai să o punem de luptă, tata. Ce beznă s-a făcut pe aici? Unde este banii mei? Ce bană, congolezule? Ți-a luat o freză. Mamutul nu bătut la mine. Eu vreau banii mei. Poliția a oprit meciul, vreau banii mei. Păi ce-a fost jucat? Să vedem ce putem face. Eu vreau bătut mamutul. Eu vreau banii mei. Ok. Ok. Vedem. Dracu, ce oară asta? Cipanezul vrea rejucarea meciului. Zice că s-a terminat nedecis. Vrea rejucarea, a? Adică vrea să scot capul în lume acum, după ce și-au vrut gaburii coada. Asta mă crede tâmpit, mă, în gura măsii. Mă, stai, n-auzi că vrea rejucarea? E apucat de nervi, că nu s-a luat banii. Acum e sigur pe victoria lui. A mărit și miza, 300 de mii.
300 de mii? 300 de mii? Frumos. No, no. E prea periculos, nu mă bag. Nu mă bag. E bine. Gândește-și tu un pic. Ești în sata, dacă luăm și banii ăștia, îl băgăm cu un picior în groapă. Să... Iar vrei să mă enervezi. Băi, tu pui botul la bani și nu te gândești la pericol. Dacă ciupanezul vrea, asta înseamnă că ori s-a prins dușmenul nostru și vrea să ne facă, ori e imbecil total. Nu s-a prins, bă, stai liniștit că nu s-a prins. Îți dai seama că nu l-a gâtul la mândoi dacă se prindea? Altfel nu zice că aranjează el totul. Ce face? Asta ca să nu se prindă gabă. Aranjează el. Aha, vrea distracție. Dacă vrea distracție, îi dau eu distracție. Fii atent cum facem. Noi doi îi luăm gâtul la cioroi și spunem ca de obicei că l-am ierlit mamut. Ce nu, ce nu? Nu se poate. Vreau să fim doar noi doi. Și eu să trebuiască să filmez. Ce când facem schema cu drogul? Când facem de 300 de mii de lume, să țeapă de țeapă. Țeapă de țeapă, ha? Dar ia zi, cioroiul nu s-a semnat? Cine mă ăsta? A venit cu gura mare la mine că vrea jucarea, că asta, că... Nici nu dacă a pierdut de ce, ce bou e. Da. I-ai zis bine bezna, să știi. Nu, nu, nu. Hai, pentru ciupanez. Na, na, na. En. Pentru noi, frate. Tema aici, analizele de laborator arată că proteza dentară are urme de droguri. Eram sigur. Asta e metoda lui. Bilă își droghează luptătorii ca să-și asigure victoria. Și face bani din pariuri. Domnul comisar, eu nu-s de acord să mai lupte. E mult prea periculos. Să-l alesesc pentru ce, mă? Că s-a îndrăgostit de tine. Trebuie să-l prindem în flagrant atunci când are banii cu el. El are dreptate, Călină. Crezi că mie încă mine să le expun inutil? Dacă să-l înfundăm pe Bilă, n-avem altă șansă. Gino mi-a zis să fiu la stare la 7. Mă ia de acolo și mă duce la locul luptei. Așa face de fiecare dată. Niciodată nu spune dinainte unde se va ține lupta. Ok, și noi cum îl protejăm? Matrix. Da, șef. Adun cu a chestia. Da, șef. Am preparat o proteză din asta de luptă cu un dispozitiv special de urmărire de la distanță. Desigur, o să fim mult mai prudenți ca data trecută și atunci când se oprește semnalul, înseamnă că acolo e locul bătăliei. Să stai liniștit că n-a pus să dai niciun pom, ci am sărit. Oricum, să știți că e foarte rezistentă. De altfel, Edi poți să iei în față de acum cât spun vrei. Băi, tot ce trebuie să faci este să schimbi drăcia asta cu aia preparată de ei, ca să nu riscăm ca data trecută. Călină, potolește-te, mă, că o strici. N-arată bine deloc. Ți-i fric, băi? Vrei o licșoare de borș care îți ca o gheară de găină? Îmi dai sau nu? Dar tu ce zici, meriți? Fac orice pentru tine. Orice? Orice! E vorbă mare cât Siberia. Și în Siberia nu te găsește nici dracu. Dai
Să fiu omul tău. I-am destui oameni. Ți-l dau pe ciupanezul. Ah, balit, da što balit? Tu vino cu asta, po. Balit, grutino, boli. Gitara, gavali. Abasi. Păpușele lor. Încălziți-l pe Dinuțu. Dai șo. Imologaras. Да что там раз, я вас катаю, Петровский парк, что там от вы? Хоп, да еще бы, Иванов. Ai adus banul? Eu? Nu. Cipanezul, poate explic și lui asta. Da, a adus banii, da. Da, cum să, imediat, imediat. Vreau cu tine. Dar ce onoare! Cipanezu! Astea-s condițiile mele. Lupta va avea loc în mers. Noroc! De drum! Hai! Arată-i repede, hai! Hai, hai, hai! Tir. Mergem în tir. A fost cineva în seara asta aici? A plecat cineva din parcare? Poliția. A fost un tir. A plecat, da? Aici am vin o grămadă tiruri. Scrie ceva pe el? Vreun nume de firmă? Avea ceva inscripționat pe el? Era alb. E într-un tir alb.
băgăm așa, hai! Semnalul, mă? Nu, șeful! Probabil că e granat. Ia ta poteza! Dar nu înțeleg nimic! Foarăși! M-ai trădat! M-ai trădat! Stai, mă, băi, vină! S-au împușcat? S-au tras 6 focuri de armă. Acum rămân pe mâna poliției. Păi. Criminal și un cadavru, nu? Hai, bă, dați-l jos și pe ăla, ce mai așteptați? Iar l-a scăpat. Ai dat un ber, dar aleg eu loc. Ok. Dar o bem împreună. Ok.
Îmi permiți? Iartă-mă. Măgarule, te-ai folosit de mine ca de o cârbă și m-ai aruncat, a? Auzi, iubita, să nu te încrezi în asta. Asta splânge inima și pe urmă te lasă. Ciao. Când se întâmplau basmele, oamenii au creat legile. Atunci au definit părțile, astfel s-au aruncat cărțile. E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil s-o dai, dar e probabil s-o iei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi. E cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. Prezint soluții radicale ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. Când stradă poți să te alegi cu rânele tale, atunci când armele zâmbesc în felinare. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, vin băieți buni.